Se pare însă că guvernul Ciucă a reușit cumva să pună cap la cap niște măsuri care să mai acopere gaura bugetară. Ei, nu toată, ci cam 7 miliarde de lei. Potrivit ordonanței care ar intra mâine în transparență decizională, ministerele ar fi convenit să facă o reducere de 10% la cheltuielile pentru bunuri și servicii, dar s-a decis să și înghețarea angajărilor la stat pe o perioadă de un an de zile. Guvernanții promit că nu se ating de taxe și impozite și nici de reducerea veniturilor bugetarilor, dar promisiuni au mai făcut și până acum. Și discutăm despre suficiența sau insuficiența acestor măsuri cu economistul Constantin Rudnitski. Bună ziua! Bună ziua! Ajunge să blochezi angajările timp de un an, ca așa înțelegem că se va întâmpla, și să reduci cu 10% cheltuielile în ministere, pentru că se vorbea de o gaură consistentă de vreo 20 de miliarde. Evident, nu va fi suficient și nu va fi suficient din punctul de vedere a unei schimbări reale în administrația românească. E doar un pas mic, eu apreciez mai mult, atât cât se poate aprecia, sigur, această măsură a blocării angajărilor la stat, chiar și pentru un an de zile. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că e foarte greu să mai disponibilizezi oameni care sunt angajați în sectorul bugetar, aproape imposibil, pentru că ei se duc în instanță și câștigă. Și atunci mai bine să nu angajezi. Cel mai înțelept este să nu angajezi, pentru că după aceea n-ai cum să-i mai dai afară, ca să zic așa, sau să mai faci restructurare. Sigur, asta e teoretic, s-ar mai putea face o restructurare, dar în fine, printr-o schimbare de cod administrativ, prin chestiuni foarte complicate. L-a explicat o doamnă pe care am apreciat-o pentru sinceritate, consiliera premierului. Deci aici e un pas care mi se pare, hai să zice, un pas mic, dar mare pentru România, dacă se va respecta. Dar aici trebuie să avem un amendament, pentru că ați văzut, s-a mers în contra timp tot timpul. Adică, de exemplu, e ministrul Bode, care vorbește despre faptul că are nevoie de 30.000 de noi angajări la Ministerul de Interne. Sectorul de învățământ și de sănătate și ei, sau cei de învățământ, au protestat împotriva ideii. Deci, să vedem care vor fi excepțiile, pentru că vom avea cu siguranță niște excepții de la această regulă a blocării angajărilor la stat. Și reducerea cu 10%, vă rog. Da, aici vreau să spun doar două idei. Ceea ce este reducerea cu 10% este așa ca o frecție la un picior de lemn. De ce? Pentru că sigur că pare utilă, dar de fapt acest lucru trebuia să se întâmple într-un mod natural, prin încă de la buget, când s-a construit bugetul, trebuia să nu se ia în calcul niște bunuri și servicii de tip mobilier, sau mașini care trebuiau blocate de atunci, nu să vii acum și să spui că e o mare realizare. Nu e o mare realizare, dar în fine, dacă se face o economie cât de cât, pentru că nu dau seama cum se ajunge. Se vorbește despre 5 miliarde prin acest per total pachet. Mi se pare chiar și așa destul de mare, dar măcar să se ajungă la o economie de 5 miliarde. Mi se pare repede. Ei vorbeau de 20 de miliarde, adică de la 5 miliarde până la 20. E clar că nu e de ajuns ce decide. E, cum spuneați și dumneavoastră, frecție la un picior de lemn. Da. Până la 20 de miliarde mai e cale lungă. Până la urmă am înțeles care... Cred că am înțeles de unde vin acele 20 de miliarde, am să vă dau foarte repede calculul. În primul trimestru al acestui an am văzut execuția bugetară, nu mai este publică. Deficitul bugetar este de 22 de miliarde de lei. Dacă se menține acest ritm, se ajunge la un deficit bugetar de 88 de miliarde de lei, iar deficitul înscris în buget este de 68 de miliarde. Deci cred că am înțeles acum că dacă se cheltuiește și veniturile sunt atât de scăzute în acest zilit tot anul, se ajunge la 88-68, adică aceste 20 de miliarde despre care vorbim. Cele 20 de miliarde s-au mai nuanțat acest lucru. Se pot acoperi și prin creșterea veniturilor bugetare, dar toată discuția aceea atât de înflăcărată legată de supraimpozitarea unor venituri, de supraimpozitarea veniturilor de la stat care sunt cumulate și care depășesc salariul președintelui. Toate acestea înțeleg că s-au probabil, dezupat, probabil vor fi lăsate pe data viitoare sau deloc. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Rudnitski. Mergem mai departe.